Bună ziua, Nadina, bun găsit tuturor. În urmă cu doar 20 de minute au intrat din nou la negocieri reprezentanții Accep pentru a face rost de traseul mult dorit, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla cu numărul de participanți, pentru că știm foarte bine, săptămâna trecută aceștia cereau de la Primăria Capitalei o aprobare pentru această manifestație pentru un număr de 10.000 de persoane. Primăria Capitalei se apără și spune că nu este permis acest lucru, date fiind regulile din pandemie, reguli care spun foarte clar că aceste manifestații se pot desfășura doar cu 500 de persoane. Astăzi, Nicu Ciordan se pare că a luat decizia de a le propune următoarea variantă: să se desfășoare această activitate din Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Universității, așa cum își doreau, cu un număr maxim de 500 de persoane. Rămâne de văzut în urma acestor discuții la ce concluzie vor ajunge, dacă au acceptat această variantă sau dacă vor desfășura această manifestare fără aprobarea Primăriei Capitalei. Mulțumesc foarte mult, Radu!